Bună seara, stimați telespectatori! De câte ori vin la Panciu, mi-aduc aminte de serialul pe care îl iubeam grozav acum 1000 de ani, Ce vrăji a mai făcut nevastă mea, nu? Mai țineți minte pe Samantha și pe mama lui Samantha? Spun lucrul ăsta pentru că de fiecare dată domnul director al spitalului, invitatul emisiunii noastre, domnul Mărăscu, Nicu Mărăscu, îmi dă vești foarte bune și dând bani puțini, pentru că știu că toate spitalele o duc rău cu banii ca și noi de altfel. De fiecare dată dumneavoastră îmi spune că am mai făcut câte ceva în acest spital. Și erau și povestea aia cu zmeii, cu cât face el într-un an, a făcut el într-o zi. Bună seara, domnule director, domnule manager. Să rămână și bine ați venit. E adevărat ce am spus, ați mai făcut ceva în ultima lună? Nu ne-am văzut de vreo lună. Nu avem așa, nici așa chiar ca zmei sau ca văd frumos din poveste, dar nu a fost, n-a fost nici când. Mici îmbunătățiri am început prin secția de chirurgie. Ce ați mai făcut? Avem partea de subsol care era puțin cam în afara standardelor și un pic la etaj am reușit să facem o cabină pentru personalul sanitar, pentru asistenți în special. Da. Intenționăm să continuăm cu farmacia și chiar cu sala de operații, dar nu pot să spun prea multe că încă n-am contractat serviciile pe 2013 cu Casa de Sănătate și nu-mi dau seama cam cum voi sta cu banii. Deci n-a venit bugetul pe anul viitor? Nu, lucrăm încă pe act adițional și cred că în martie contractăm. Dar aveți multe datorii pentru anul trecut? Aveți restanțe multe de plătit în diverse locuri? Da, noi ca să, eu știu, să, la 30 decembrie nu avem plăți restante, ceea ce sunt foarte mulțumit. Nu aveți deloc? Nu. Nici n-am primit nici la 30 septembrie ca să meargă lauda până la capăt. Am reușit să închidem anul tot fără datorii. A fost o mică joacă de interpretare și eu am greșit din punct de vedere managerial, că am primit 100 de mii de lei, 1 miliard de la casă și adresă ca să mi-l plătesc furnizorii și eu chiar am plătit furnizorii și am rămas fără bani de salarii, că pe unul nu ne-a mai dat bani. Și, da, și la sfârșit de anul ce s-a întâmplat, că am rămas cu servicii neplătite, nedecontate, tot trimestrul 3, tot trimestrul 3, nu, luna septembrie din trimestrul 3 și trimestrul 4, ni s-au dat numai bani de salarii. N-am putut plăti nimic din banii care dați de la casă și, bineînțeles, s-a adunase niște datorii. Am reușit să vorbim cu furnizorii, am închis anul bine, dar ar trebui să facturăm din serviciile lunii ianuarie ca să completăm și sunteți cu, adică le-ați plătit oamenilor? Da, nu sunt la zi, nu avem nicio problemă. Ce am făcut noi se pare că am făcut toate spitalele din județ și nu știu cum o să ajungem cât de cât pe linia de plutire cu Casa de Sănătate. Păi, văd că și acolo sunt o mulțime de discuții, încă nu s-a fixat directorul Casei de Sănătate, în sfârșit nu vreau să intrăm în amănuntele astea pentru că nu știu despre ce e vorba. Și nu e problema mea în această emisiune. Domnul Mărăscu, totuși, și o spun cu foarte mult simț de responsabilitate, totuși sunteți unul dintre spitalele din țară care, în ciuda crizei, sau mai bine zis, faceți așa, sâc crizei. Că văd că de fiecare dată când vin ceva, vin aici, asta însemnând în fiecare lună, mai găsesc ceva nou făcut, masa bolnavilor este asigurată, condițiile de spitalizare sunt asigurate, totuși aveți dumneavoastră acolo o chestie de ascunziș pe care nu vreți să o spuneți. Cum de reușiți ca să fie totuși lucrurile bune în condițiile astea? Nu sunt secrete mari și nu cred că la Panciu sunt acum nu știu ce minuni dumnezeiești. Toată treaba să ai bine echilibrate cheltuielile, să ți le urmărești, să cheltui cu simț de răspundere banul care reușești să-ți intre în cont, nu e așa de greu. Cu toate că dacă ai intrat pe panta
cheltuielilor risipitoare, greu să revii, pentru că sunt niște contracte care trebuie să respectate, trebuie să închizi anul, trebuie să fii atent la contracte care le închizi anul următor, închei anul următor și alte probleme. Deci toată povestea, cred eu, că ține din cum îți faci socotelile pe hârtie, da, din condei și să nu cum e aia cu plapuma, să nu... Nu te întinzi mai mult, trebuie să ai grijă din timp, să știi care sunt rezervele, unde poți să mai închizi câte un robinet, unde poți să mai strângi câte un șurub. Și care sunt robinetele principale pe care le-ați mai închis? De unde ați pornit totuși? Acum vă cer chiar un sfat și în legătură cu mine. Eu nu știu să administrez bani, de exemplu. Doamna, tot ce am făcut în spitalul ăsta am făcut în antrepriză proprie. Tot trei lucrări în trei ani de zile. Adică? Am făcut cu firme specializate că nu puteam. Tot ce am făcut tâmplărie, termopan, tot ce am făcut covor antibacterian pe tot spitalul, nu se putea, încă o chestie cu niște la geamuri am pus niște perdeluțe, așa, nu știu cum care să zic, cu niște copertine, mai bine zis. Dar în rest am avut norocul de o echipă de băieți în partea administrativă de meseriași, am făcut numai cu salariații spitalului și plătind materialele. Și pe salariați nu i-ați plătit, bineînțeles. Salarul. Salariul. N-ai cum. S-au vrut să muncească alături da, de dumneavoastră. Da, cum să nu, cum să nu. Noi numai pe vrute. Dar eu cred că dumneavoastră sunteți, iertați-mă termenul, cred că sunteți foarte chițigușar și pretențios. Așa dar este. N-ai cum, n-ai cum. N-ai cum să nu fii un pic atent, că dacă ai scăpat numai un pic, dacă n-ai fost atent, s-a și dus. Următorul fapt, am și găsit moștenire de la foștii directori, lista medicamentelor care se folosesc în spital în funcție de DCI, medicamentele cele mai ieftine, că să știți, de multe ori medicamentele au substanță activă aceeași. Numai să mai pune ceva, ambalajul, schimbă denumirea și prețul de 3 ori sau 5 ori sau nu știu cum. A treia cale a fost dimensionarea personalului. Zici că e o glumă, dar uitați, eu fac un calcul simplu, 5 infirmieri sau 5 asistenți la 1500 de lei pe lună, fac 75, 80 sau 90 de milioane 100 și într-un an e 1.200.000 în bani vechi, e 1.200.000 dacă faci economia din salarii, poți să mișcă degeaba. Păi ați mișcat foarte mult, am văzut. Deci nu, am spus secretele, cam astea sunt. Cam astea sunt. Secretele mari. Ca să puteți să vă țineți de aceste secrete, trebuie să aveți și oameni în jurul trebuie să ai și oameni și eforturi. De exemplu, noi nu avem jurist, ne trudim cum putem. Nu am șofer, ne trudim cum putem. Și cum puteți, ca fără șofer? Mă fac eu pe șofer, să mai duce un băiat de la partea administrativă. Îl plătiți pentru asta? Nu, nimic. Tot voluntar obligatoriu. Voluntar obligatoriu, da? Din păcate, asta e țara asta, cu voluntarul. Avem două bucătărese, două spălătorese. Când îți intră una din concediu de acolo, iau spălătoria să pun bucătăria, să rămâne spălătoria într-o singură persoană. Tot așa, am multe greutăți. Multe. La serviciu, de exemplu, personal, nu am decât o singură persoană. Nu-i corect cineva să înregistreze și în cărțile de muncă să facă și statele de plată, să înregistreze, să facă operațiuni și să facă și statele de plată. La serviciu financiar, contabil este format din soț-soție. Cam și contabil șef și contabil șef și birou și serviciu și lucrător, tot ce vrei. Nici nu pot pleca în concediu. Eu mai râd, mai glumesc, trebuie să divorțezi ca să poată pleca în concediu, ferească Dumnezeu. Pleacă, da, și dacă nu am serviciu financiar, contabil, îți degeaba și eu la serviciu. Când trebuie și mie, nu pot semna documentele singur și tot ce înseamnă activitate financiară, economică. O singură persoană la statistică, o singură persoană la farmacie și n-am farmacist cu studii superioare. N-aveți farmacist? Nu vine nimeni la leafa care este. Câte leafa nu aveți voi să spune? Aveți voi, că doar nu e da, este în jur de cât? 11 milioane în mână. Foarte 10, 11. Da, noi suntem și spitale sub 400 de paturi, avem altă grilă de sală. Sau asistente medicale, ce leafa are, domnul? 14, 13. Foarte cu sporuri, cu tot. Cu sporuri, cu tot. Vorbesc de bani rest de plată, bani în mână. Ca să adică până la 15, 16, 17 cu cota, să ai altceva, dar... Și banii în mână? Și infirmierele?
De la 7,5 milioane, 8 până la 8. Ai de mine și ele câte au de făcut și asistentele. Da, n-am și... infirmiere pe tura de noapte. Am toate secțiile, am câte 3 infirmiere într-o singură secție. Am 4, când ar trebui să fie 5 pe fiecare. Am o singură asistentă pe fiecare tură. Norocul nostru că am putut grupa secțiile, compartimentele, câte 2 și pot și ele sta noaptea, 2 fete, 2 femei și nu le teamă de tot felul de răi, de bețivani, adică nu le teamă. Nu e singură. Am încercat, la serviciu de gardă, am încercat să mut băieți, că vin tot din ăștia, tot felul de curioși. Și măcar să am un băiat să împățească și medicul și infirmiera și nu știu ce, să fie un bărbat, adică nu-mi permit nici serviciu de bază să am ca să plătesc o firmă, să-mi asigure. Nu mi-e ușor. Și mai sunt. Domnule director, niciodată n-am luat așa pe, să analizăm fiecare sector în parte. Haideți să o facem acum. Deci, fiecare secție. Secția, hai să începem cu pediatria, să o luăm de jos în sus, da? La pediatrie, câți medici aveți? Un singur medic, la toate secțiile un singur. Cum se numește doamna doctor? Doctor Ciupercă, da. Doamna doctor Ciupercă, da. Și câte asistente aveți? Am 5. La pediatrie? Da, ocupat așa la minima rezistență, cu ore suplimentare, că nu se poate asigura cele 5 concediile complete și să facă numărul normal de ore pe lună. Ar trebui 6, dar... Câte saloane aveți la pediatrie? 7 saloane. Adică am și salon, am și rezerve. Orele suplimentare ale nu se plătesc. Nu se plătesc? Nu se plătesc. Și cum adică fac ore suplimentare fără să... Așa, așa se face în tot spitalul. Și acceptă doamnele să lucreze în condițiile astea? Doamne, cu greu îmi reproșează, dar vin. Bine, bun, și am găsit și un colectiv de oameni săritori, oameni care au știut ce-i sărăcia, s-au văzut ce-i greutatea și nu, înțeleg, sunt mulțumiți. Am o conlucrare bună și feedback-ul este realizat așa cum trebuie. Da, și sunt mulțumit și le și mulțumesc pe această cale, că înțeleg că asta e perioada și o să încercăm să ținem steagul. Dar cu medicamentele și cu hrana copiilor, cum vă descurcați? Pentru că la copii este hrana diferențiată, nu? La medicamente vreau să vă spun, sau materiale sanitare, vreau să vă spun că nu cumpără nimic bolnav de când vine și până pleacă, doar întâmplător să rămână cu un medicament ceva care am. Sau medicamente pe care eu nu pot să le am, neavând medicamente anumite specialitate, sigur. Nu pot să am. În rest nu se pune problema. Hrana, eu zic că nu mănâncă mulți acasă cum se mănâncă aici. Cu ciorbă, pilav numai cu măsline în fiecare miercurea și vinerea, că le dau mâncare de post. Foarte bine, da. De 5 ori, nu, de 4 ori pe săptămână dau mâncare cu carne, pasăre, cu chiar o dată pe săptămână de vită. Nu se pune, am lapte, cafea cu lapte dimineața, ceai, am vestitele compoturi care, da, pe care le faceți aici. Le-am făcut asta toamnă vreo 2000 de borcane și nu mă încurc. Adică le dau borcanul la pe persoană. Pe persoană, da. Deci, când ai 700 de grame, păi poți să spun că o lungești 2 zile din borcanul ăla, nu? Adică nu la sărăcie. Și alte mici. Zarzavatul meu, asta toată mi-a luat varza, da. Am și la murat, am avut și proaspătă, am pus și salată, am pus și în mâncare. Mi-am luat de astă vară fasole, 50 de lei kilogramul, 5 lei kilogramul. Mi-am luat până în august, cred că am fasole. Da, ați cumpărat fasole. Pe față de acum până sigur. În 70-80, da. Adică am pândit... Deci aveți o cămară plină, în continuare, da, nu? Da. La fel fac și mâncare pentru copii, numai că noi avem puțini. Ai, de exemplu, 2 diabetici sau 3 diabetici. E greu să mai fac într-o crăticioară pentru 3 oameni. Nu e spital mare. Câteodată îi mai păcălesc și le dau de la comun. La diabetici? Da. Și e voie? Nu prea e voie, dar n-am încotro. Nici nu pot găti într-o crăticioară. Când încep să fii măcar 4-5, parcă e, că nu pot să faci, am unul, hai să mai fac mâncare de unul. Ce să pun acolo? 100 de grame, 200 de grame de ciorbă și 50 de grame de...
Da, este greu, într-adevăr, dar trebuie să fiți foarte prudent. Nu, anunțăm care e situația, timp, deci nu le dați ferim de sare, așa, ne ferim nu știu ce, anunțăm pacientul, nu așa... Nu-i spuneți, vai, că să-l induceți în eroare, nu? Nu spunem, asta este, are dreptul să duce și... Dar, bun, deci la copii am văzut că le-ați făcut și un spațiu de joacă frumos copiilor, adică sunt condiții de... Secția frumoasă, acum am, de când s-a făcut spitalul, nu știu cum să vă spun, termopanul cu căldură, a început să mucegăiască plafoanele, pereții. Și m-am săturat tot ștergând cu clor, cu tot felul de spray, material de construcție. Și, uitați că n-am terminat-o cu laudere, am început să pun rigips pe tavane. Da, puneți rigips, da. Văd că mi-a stupă treaba, să a dispărut și micosul. Ați început deja să puneți? Da, am făcut și la interne, șețe interne și pediatria, adică etajele. Cred că am făcut jumătate, adică aproape o secție. Dar viitoare când vin o să-mi spuneți că le-ați făcut pe toate. Da. Sper că altfel nu mă pot folosi pe timp de iarnă și cred că o să fiu folositor și la vară, că căldura care vine prin pod, acoperișul fiind de tablă, iar planșeul fiind foarte subțire, și căldura se pierde și vara... Da, și chiar se cunoaște în saloanele astea 3-4 grade, n-aș fi crezut. Ia uite, da? După ce a spus de gipsul. Da. Domnul Mărăscu, deci asta, secția de pediatrie, secția de interne, câți medici aveți la secția de interne? Un singur medic. Cine care medic? E și la pensie, domnul doctor Veceleanu Mihai. L-am convins să Și rămâne. Și la pensie și a vrut să nu mai rămână, să plictisise și el săracul. Și făcea socotea la nu știu câți ani. A lipsit de acasă, că a trebuit să stea în gărzi. Și are și alte posibilități. Soția e medic stomatolog. Vine totuși la... Deci un singur medic pe toată secția de interne? Pe interne. Da, pe fiecare. Pe secția compartiment. Noi nu avem secții, noi avem compartiment. Pe compartimentul de cronici este doamna doctor Ciumac, Larisa. Larisa Ciumac, da. Tot cu... 5 asistenți, am așa un belșug, mai un asistent cu care fac masaj, un masseur cu... Ce masaj faceți? Pentru ce? Ce prescrie medicul. Se fac aici? Da, e extra profesional. Da. Așa, ca să venim în sprijinul bolnavilor, să-i oferim un loc de muncă și masseurului, că nu e ușor să... E masseur profesionist? Da, masseur profesionist. Și pacienții trebuie să plătească în plus pentru... Nu ne ținem de taxări, de... Nu plătesc nimic pacienții aici? Nimeni nu plătește nimic. În plus. Bine, cei care au asigurare cu casa, nu? Da, vorbim, da, sigur. Că altfel, normal, ferească Dumnezeu, asta e viața. Altfel, n-ai ce face decât urgență și... Bun, și cum vă... Deci la secție, câte paturi aveți în secția sau în compartimentul de interne? 15 la interne, 15 la cronici. Deci 15 interne, 15... 10 la pediatrie și încă... 12 la chirurgie, 10 la OG. Da, și la interne, mă rog, sunt internați oamenii maturi, copiii, am vorbit despre ei. Câte asistente asigură la interne? Câte 5. 5, câte 5 peste tot, da? Da. Și domnul doctor Veceleanu se descurcă totuși că... Se descurcă, mi-a reproșat că nu iese socotelele, concediile cu zilele de muncă. I-am dat răspuns prin ridicare de umeri și mergem înainte. Dar n-ați scos postul, aveți voie să angajați un nou internist? Nu avem voie. Cum, domnule director, dacă doctorul Veceleanu mâine spune domn director, nu mai vin, că nu mai am chef, că sunt la pensie, trebuie să încerc altă filieră, să încep în prefectură, prin Consiliul Local și prefectură, să încerc să obțin inclusiv la minister, dacă mi-aprobă și în afară de asta trebuie să găsesc medicul care vrea să vină. Deci asta e o problemă, nu prea vor să vină. Păi nu mai sunt de unde. Nu... Păi cum să nu fie, că sunt mulți care au terminat medicină, dar se duc care oamenii se duc în orașe mari sau pleacă la Londra, străinătate. 5.000 de euro pe lună, de ce să vină aici să stea cu 10 milioane? Și nu? O să fie foarte greu, că apare așa un hiatus între medicii care, să zicem așa, se apropie de pensie și cei noi, că
o fie în medicină, o fie rezidenția, dar să mai predă câte o ștachetă, să mai învață, să mai fură din meserie. Așa este o meserie pe care o înveți în timp, să știți. Nu știu. Experiența contează foarte mult. Când eram la școală, așa ne învăța învățământul, sănătatea, alături de ordinea publică, sunt chestii foarte mari. Serioase. O țară care nu le are pe astea trei terminate. Nu discutăm de ordinea publică, nu mă bag în învățământ, dar sănătatea, dacă reușești să tarezi un popor, treaba e vis. Este jalnic, chiar mă enervez și nu vreau. Și ca să reabilitezi, îți trebuie cel puțin 50 de ani, că la un moment dat, dacă treaba devine cronică, există riscul chiar. Vorbește specialistul din mine în medicină, vai de mine. Nu, dar sunt șanse să se transmită. Noi care terminasem cu pelagă, terminasem cu TBC, ăsta, acum este o explozie de TBC? Da, ce n-a văzut lumea. Păi dacă e sărăcia asta, da, Lucie, și mizeria asta. Au fost cazuri și prin Italia, au venit cu așa, merge din Italia, nici nu știa cum se comport, nu știau să citească filmul sau analizele. Că n-au mai auzit de așa ceva. Nu, au dus în alte părți și la noi aproape se eradicase, dar uitați că a început să... Este jenant, domnule Mărăscu, este groaznic. Și vin în continuare oameni bolnavi și, nu știu, nu ar vrea să par rău, când auzi că vezi că trebuie să faci programare, că să-i spui, vai de mine, n-am pat sau nu știu cum... Mai vine peste 4 sau 5 zile, când pe el îl doare să știi ce s-a întâmplat. Am și luat câțiva, dar mai târziu, care vin sărace să iasă din iarnă. Stau câte o săptămână pe aici, mai fac cu economii la lemne, la mâncare, la nu știu ce. Am și din ăștia, dar mai târziu. Unul, doi, nu credeți că vai de mine, că și noi suntem atenți, nu tot cheltuim banii aiurea. Groaznic. Este groaznic. Uite, mă uitam, deci în Vrancea un singur medic, doctorul Cocioabă, să-l țină Dumnezeu sănătos, săracul, cât mai rezistă, nu știu, asigură asistența medicală pentru diabet. Și am impresia că și-a dat un somn de vârsta de pensionare. Are 70 de ani. Mulți înainte. Să-l țină Dumnezeu. Bun. Da. Și o vecină de-a mea săraca, care e foarte grav bolnavă de diabet, foarte probleme, adică are complicații. A trebuit să scoale la 3:30 dimineața, să-și cheme un taxi, să stea să prindă bon, l-a prins cu greutate că venise de în județ și a trebuit să rămână până pe la 4 după masa nemâncată ca să poată să-și obțină rețetă. Să... Așa este. Ce se întâmplă așa este. În tot lumea județul, asta? Este, în tot județul este un medic diabetolog, sau nu știu dacă nu-mi pare că la Poroș al doilea. Bine, mai este doctoriță, mai sunt câteva doamne, că mi se pare că mai e o doamnă acolo, mai... dar mi se pare că numai domnul doctor Cocioabă are drept. Coordonează programul. Și... Da, da. Și, dar noroc că e un suflet mare și dă-i și cu cabinet, dă-i și în secție. Vă dați seama, n-are nici spațiu, nici patru, da, nu știu ce. N-are. Dânsul e cu ziua, nu e cu zi lumină, vine la serviciu. Da, și cu toate astea are puterea să zâmbească, da, să fie amabil, da, să fie... Doamne, chiar e mucalit de multe ori. Da, și de-aia este un poet și un om de cultură și un om deosebit. Da, asta este. Domnul Mărăscu, la chirurgie, la dumneavoastră, am înțeles că aveți tot ce vă trebuie, plus un aparat pe care vi-l cere Focșaniu, da? Mi-l cere Focșaniu, dar... Că nu au, mi se pare ei... Au un gastro, nu știu ce, dar eu așa mai mult o pretenție, o ambiție a medicilor chirurgici de acolo, că-l vor. L-am dat ca să nu fie... L-ați dat? Am dat partea de colonoscop, m-am descompletat eu de... Dar nu-l foloseați, nu? Nu, dar vreau să-l folosim. Am medic de chirurgie și care vine și are competență. Cine e medicul de chirurgie? Un care face rezidențiatul, nu? Așa, da, da. Și orice lucru ca prin folosire nu se îmbunătățește, nu se înnoiește. Și eu nu-mi permit ușor să mai dau 100 și ceva de mii, peste 1 miliard, din veniturile mele, că nu pot să cumpăr din serviciile de la casă. Trebuie să fac din veniturile mele, din ceea ce chitanțez eu pe o analiză, pe un 2 lei, 5 lei, pe până adune 1 miliard și ceva de vreo 3 ani de zile, 4, ca să... Și nu-mi permit să fac cadouri. Pentru un spital ca Spitalul Județean, pentru ei 100 de mii de lei, 1 miliard, ca și ce chitanțează ei pentru 2 săptămâni. Și când îi văd că stau și cu mâna întinsă tot la noi... Vă rog să nu vă certați cu ei în emisiunea mea. Vă rog frumos. Nu-mi plac chestiile astea când o fac pe neajutorații și
se bucură la... N-au nici ei bani, am înțeles, că și ei sunt într-o... Așa, pe tocmai de asta am și zis, măi, frate, perioada e sărăcie și vai de... Te m-am râs cu toții, un an de zile noi... Deci l-ați dat, l-ați dat sub formă de împrumut? De împrumut, da, sigur. Deci n-ați renunțat la aparat, e vorba de un endoscop, mi se pare. Da, un colonoscop. Și un fibro colonoscop. Chiar nu, într-o mică chirie, dar cu o chirie simbolică, că ți-mi astup amortizarea, vreo 6 milioane pe lună, 600. Și ce faci rămâns cu banii ăștia? Nimic, dar să-mi asup, vine vreunul de la curtea de conturi și-mi rezolv, vai de mine, că am mai făcut jur o pagubă în patrimoniu. Sunteți foarte atent la lucrurile astea, nu? Trebuie să fii, mi-e teamă. Viața m-a învățat să te ferici de sumele mici, că astea sigur se impută. Dacă facem așa o fără de lege, vreo 2-3 miliarde, mai că m-aș băga. Chiar văd. Am văzut și eu că săracii... pușcăriași sunt acolo pentru câțiva ani, că au furat o găină, că au furat un cocoș, că au furat nu știu ce, dar în schimb aia care au furat milioane de euro din buzunarele noastre, văd că stau bine mersi pe la Paris, pe la Las Vegas. Acolo e lucrătură politică acolo. Nu știu, nu vreau să iei un alt amănunte, dar nu vrei dreptate pe lumea asta. Domnul Mărăscu, că chiar s-a terminat emisiunea, când Dumnezeu a trecut așa de repede? Nu cred. Nici mie nu vine să cred, dar uite Gabi îmi face semne disperate. Haideți, Doamne, mai repede. Aveți ceasul de reglat. Da. Domnul Mărăscu, vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Chiar vin cu drag aici de fiecare dată. Mulțumesc. Nu consider că fac chestii deosebite. Chiar cu minți și câteodată așa parcă pai și fraie, nu știu cum să zic. Nu e adevărat, să știți că din lucruri mici se fac lucrurile mari. Și, într-adevăr, spitalul de la Panciu, stimați de respectatori, bat în lemn să n-aveți nevoie de niciun spital în lumea asta, spitalul de la Panciu arată foarte bine. Asta este viața. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc succes, ne vedem luna viitoare. În martie și să-mi pregătiți un mărțișor frumos. Mulțumim frumos, vă așteptăm. Cu seringa plină. Cu seringa, Doamne ferește, nu? La revedere, stimați de respectatori.